Vorbim, domnule Popescu, și despre propunerea Partidului Social-Democrat de renegociere a Planului Național de Reziliență și Redresare pentru a crește ponderea pensiilor în produsul intern brut. Raluca Turcan, nu știu dacă ați văzut, fost ministru al Muncii, spune că renegocierea PNRR, citez, este o perdea de fum și că sistemul de pensie e nesustenabil din cauza depopulării accelerate. Cum comentează Partidul Social-Democrat aceste reacții? Acum sunt două... E o perdea de fum renegocierea PNRR? Nu, chiar nu este o perdea de fum. Deci asta vreau să spun că sunt două afirmații. Una nu este corectă, cea cu perdeaua de fum. Fac puțin un recurs la istorie. Anul trecut, mai țineți minte, se negocia PNRR-ul. Noi am cerut transparență, am cerut să se vină în Parlament, să ni se spună nouă parlamentarilor și, în consecință, românilor, ce se negociază acolo. A fost o negociere total netransparentă. La final a venit domnul Ghinea din Parlament, nu ne-a zis nimic concret și ne-am trezit cu un PNRR negociat cu anumite condiții. Ce trebuie spus foarte clar? Nimeni de la Comisia Europeană nu ne-a cerut ceva legat de pensie. Cerințele au fost legate de reducerea deficitului, care se poate face prin mai multe metode. Negociatorii noștri au mers pe o variantă simplistă. Dom'le, limităm procentul din PIB pentru pensii la 9,4% și alte măsuri similare. Puteau să nu vină cu aceste condiții. Nu ne-a cerut nimeni, repet, deci s-a cerut o reducere a deficitului. Deci noi nu spunem că ar trebui să renegociem cerințele Uniunii și modul prin care ajungem la îndeplinirea acelor cerințe. Deci nu spunem Uniunii, domnule, nu mai vrem să facem ce ne spuneți. Vrem să facem ce ne spuneți, dar prin alte metode. Deci nu văd de ce nu se poate renegocia. Acum că sistemul de pensii este nesustenabil datorită depopulării, da, este un lucru evident. Și văd că se discută o majorare a vârstei de pensionare la 70 de ani. Sunt niște măsuri care... Nu obligatoriu, însă obligatoriu, e bine de știut, pentru că am văzut foarte multă agitație, ce-i drept, după această știre. Foarte bine de știut că nu este obligatoriu. Nu obligatoriu, nu la 70 de ani. Dar totuși, prin această opțiune se... va crește numărul de contribuabili la sistemul de pensii. Trebuie cumva echilibrată piața forței de muncă. Avem un mare deficit și de forță de muncă, care se va regăsi într-un deficit și la contribuabilii pentru sistemul de pensii. Deci, pe lângă sporul natural negativ, adică scăderea populației pe termen mediu și lung, avem și această problemă că nu ne putem ocupa necesarul de forță de muncă din economie. Se apelează, ați văzut, din ce în ce mai des la forță de muncă externă. Vedem și în anumite restaurante, se servesc oameni care încă nu știu limba română, pe șantiere, ați văzut din diverse țări. Pentru că este și mai ieftină forța de muncă, trebuie să recunoaștem. Nu știu dacă este neapărat mai ieftină, pentru că nu e doar salariul. Trebuie să oferi cazare, să oferi masă, să mai ai niște costuri de transport. Deci până la urmă s-ar putea să nu fie chiar mai ieftin decât un angajat român. Noi avem o serie de, avem câteva milioane de români care lucrează în vestul Europei. Apelăm la câteva zeci de mii, cred, până acum, de persoane din și estul. Înțeleg că tot vor veni. E posibil, dar economia să aibă nevoie de mai multă forță de muncă. Sigur, ar fi cel mai util să îi atragem pe românii care lucrează în vest. Și să vină înapoi. Acasă. Da, să le oferim locuri de muncă bine plătite și... și condiții de... și condiții de trai încep să se apropie de cele din vestul, doar că vorba de venituri. Adică ce găsești în vest, găsești și la noi de cumpărat. În mare.
Dar că uitați, mai sunt chestii de rezolvat, cel puțin aici în București avem traficul, da? Am întârziat, din ce cauză? Din trafic. Da, e o problemă legată de trafic, sunt politici publice. Mai avem și căldură și adică sunt multe de rezolvat ca și... să îi aducem acasă, asta da, spun. Sunt mai multe lucruri. Dar ar fi mult mai util pentru România să-și aducă înapoi românii față de atragerea unor muncitori, unor salariați din alte țări. Dar revin, domnule Popescu, la renegocierea Planului Național de Reziliență și Redresare. Se poate face. Sunt alte metode pentru reducerea deficitului sau sunt și alte metode pentru reducerea deficitului. Cum ar fi o colectare mai bună a Ministerului de Finanțe prin ANAF, cum ar fi o creștere a investițiilor, deci o creștere a economiei, odată că îți micșorează deficitul, pe de altă parte îți crește și 9,4 fiind un procent, dacă PIB-ul crește și suma absolută din acel procent. Deci e un plus, chiar și în situația actuală, un plus pentru banii alocați pensiilor. Deci, nu, ca să concluzionez, nu este o perdea de fum, este o soluție pe care o putem adopta acum. Sigur că e mai comod să aștept să renegocierea care se face în 2023, fără să muncim suplimentar, dar eu nu văd apartenența noastră la Uniunea Europeană ca o subordonare, adică mergem cu căciula în mână la Comisie și trebuie să executăm. Suntem parteneri și eu cred că dacă avem o problemă internă, putem să o spunem acolo și să renegociem PNRR-ul. Nu e nimic ieșit din comun, nu se supără nimeni. E o vorba de poziționarea României în fața Comisiei. Domnul Florin Cățu spunea mai devreme, cred că acum două zile, că este de acord până la urmă cu renegocierea Planului Național de Reziliență și Redresare dacă se obține acordul de la Bruxelles. Cu alte cuvinte, Partidul Social Democrat să meargă la Bruxelles, să ceară renegocierea, să obțină și apoi să vină în coaliție să se discute. Păi, bineînțeles că trebuie acordul celor cu care negociezi. Nu poți să renegociezi singur. Asta voiam să vă întreb. Ia în considerare Partidul Social Democrat să trimită, nu știu, o echipă de delegați la Parlamentul European să discute strict pe renegociere, dacă se poate, în ce condiții? Deci, renegocierea se poate face. Noi nu vrem să renegociem țintele sau cerințele Uniunii, ci doar modul prin care ajunge la aceleași lucruri. Deci, din moment ce noi am propus niște lucruri, noi putem să spunem, noi propunem alte variante prin care să ajungem la aceleași rezultate. Și atunci nu cred că se poate supăra nimeni. Da, normal că formal trebuie un anunț și o întâlnire pentru renegociere.